să mergem mai departe, doamnelor și domnilor, pentru că alături de noi, tot așa foarte, foarte departe, dar aproape în același timp, este o celebră voce a anilor 2000 care vrea să se reinventează, stimați telespectatori. E vorba despre Cătălina Toma. Să română, Cătălina! Hi! Ce mai faci, Cătălina? Bună ziua, nu știu. Fac foarte bine. Hello! Hi! Mă bucur să te aud. Mă bucur să vă văd, că vă și văd, de fapt. Ai văzut? Și noi. Ia. Yeah. Cătălina, evident... Am emoții pentru că nu am dormit toată noaptea din cauza voastră. Trebuie să mă pregătesc. Cauza noastră? Și fusul orar, it's confusing. Anyway. Da. Yeah. Pe de altă parte, Cătălina, pentru o persoană care nu a dormit o noapte, arăți foarte bine. Arăți senzațional. Foarte, foarte ce trebuie. Foarte da. Bine. Cătălina, noi am mai vorbit tot pe calea undelor acum niște ani de zile. Vreau să te întreb ce mai faci în afară de faptul că e, așa cum se vede, forma ta fizică este neschimbată, ești în continuare în mare formă. Mulțumesc, mă mențin, fac sacrificii. Sunt foarte bine, lucrez la muzică, singurică, acum. Proiecte de real estate și altele. Cum mai merge cu real estate în America pentru tine? Cum e piața? E piața bună întotdeauna, dacă sunt finanțe și talent și interes. Întotdeauna o să fie bună piața de real estate pentru cei care știu să se folosească de asta. Da, înțeleg că noi mai vorbeam acum ceva vreme despre faptul că tu ai de gând să revii în muzică cu un proiect. Cu siguranță. Eram foarte curios și cum este proiectul tău. Am revenit la piesele mele pe care le-am produs eu și le produc în continuare, pentru că nu m-am oprit niciodată din a face muzică, doar că nu am lansat pe piață. Și colaborările, de exemplu, le-am pus un pic deoparte, pentru că am avut un an greu și a trebuit să revin emoțional, psihic. Așa că m-am focusat mai mult pe mine și pe proiectele mele personale și cred că prima piesă cu care trebuie să revin trebuie să fie o piesă de-a mea, nu o colaborare neapărat, după atâta timp. Și am piesa, e superbă. Ce stil? În ce stil, te întreabă colegul meu? R&B, R&B in your soul. Foarte stilul frumos. Meu. O să vreau să ascultăm, dacă putem să ascultăm piesa, ar fi foarte bine și o să rog pe Mori să dea la un moment dat muzica mai încet. Dar, Nu am pregătit, acum nu am aici. Am înțeles. Vreau să te întreb lucrul următor. Poți să mi explici măcar un pic de ce a fost un an greu pentru tine? Pentru că am pierdut-o pe mama și dai seama, cred că știi și tu cum e să, mulțumesc, cum e să pierzi un părinte, din câte am auzit. Și m-a dat peste cap lucrul ăsta și a trebuit să mă focusez pe mine și să mă vindec. E foarte limpede acum pentru toată lumea că invitata noastră Cătălina Toma a avut o relație cu totul și cu totul specială cu mama ei. Și cu siguranță că orice pierdere de acest gen este devastatoare atunci când mama... cum spunea cineva, este firea pe pământ al lui Dumnezeu, chiar făcând Condurățeanu. Da, bun. Ia. Noi ascultăm cea acum... Cea mai mare pierdere. Ce ascultați acum? Ascultam o piesă. Regia știe. Regia a dat drumul la o piesă. Vreau să știu dacă este piesa ta. Este piesa mea. Este o piesă pe care am lansat-o acum. O piesă. Am încercat și altceva, un EDM. Cute. Dar R&B-ul mi se potrivește cel mai bine. Deci asta este una dintre piesele pe care... Asta e una dintre piesele cu care tu ai pornit în această perioadă. Dacă voia să ascultați vocea Cătălinei, chiar puteți. Acum cred că avem și piesa care este spre R&B. Așa puțin ca să ascultați încotro merge Cătălina acum. Ia. Se aude? Da. Sometimes we care a little too much. Sometimes we don't. Till it's too late, you already had your way. I'm good, I'm good, I'm doing me. I don't give a f*** you sick kid. What do you think or say? E americanească, dacă... Foarte frumoasă piesa, Cătălina. Foarte frumoasă, felicitări. Păi da, am lucrat-o cu un super producător. Asta, vreau să te întreb lucrul următor.
Cătălina, go ahead. E foarte important, până la urmă, piesa e foarte frumoasă, dar ca ea să răzbată și să ajungă acolo unde îți dorești, nu cred că este chiar atât de ușor. Sunt convins că tu stai de ani de zile în America, nici dar în continuare... Nu, vorba de, te nu rog, e vorba spune. De piesă și nu e vorba de muzică, e vorba de record labels, e vorba de promovare, de bani. Și este un pic mai greu atunci când un artist decide să meargă pe partea independentă, to be independent, you know. Dar eu o să încerc, nici nu spun că încerc, îmi fac treaba de artist, să-mi continui cariera așa cum știu și cum pot. Prefer să fiu independentă pentru că de câte ori am semnat cu un label, cum am semnat data trecută cu Master P from No Limit Forever. Nu a mers. Știi? Și eu o să încerc să o reinventez și să o readuc pe piață pe Cătălina. Bine, eu însă. So, așa cum de fapt am făcut întotdeauna, am lucrat cam singură. Totul singură. Am colaborat și cu label-uri, dar da, cu siguranță, pentru că nu prea fac eu sacrificii în ceea ce privește the record labels, știi, trebuie să joci o anumită carte. Eu am o personalitate mai puternică și nu sunt de acord cu anumite lucruri. Vreau să-mi negociez contractele mult mai bine pentru mine. Iar industria muzicală, după cum știți, e așa, formată din stăpâni și sclavi. Și e mai greu pentru mine să accept anumite lucruri. Înțeleg foarte bine, Cătălina. Am mai vorbit chestia asta, într-adevăr e foarte greu. Da. Noi ne-am bucurat că te-am auzit, ne-am bucurat că te-am văzut. Mult succes cu piesa ta, să-ți mulțumesc. Meargă foarte bine. Ținem legătura mulțumesc. Cu Cătălina Toma și sunt convins că până la urmă Cătălina va ajunge acolo unde își dorește, pentru că acolo și-a atins foarte multe vise. Pupăm și să ne vedem cu bine. Mulțumim foarte mult, Cătălina. La revedere. Vă pup.